Liberalii sunt măturați din guvernul Leancă. Este vorba despre directorul MOL Țilva Ion Cebanu, directorul Agenției Turismului Ludmila Dumitraș și șeful Inspectoratului Ecologic de Stat Veciuslav Untilă. Premierul Iurie Leancă a anunțat că a dispus crearea unei comisii care va investiga situația de la MOL Țilva. Vreau doar să menționez că astăzi am semnat o dispoziție prin care am dispus crearea unui grup de lucru care va efectua o analiză detaliată a activității Agenției MOL Țilva privind administrarea și dezvoltarea gospodăriei silvice, în special activitatea ce ține de valorificarea și comercializarea produselor forestiere și utilizarea rațională a fondului respectiv. Grupul de lucru urmează să prezinte în termenul stabilit rezultatele evaluării cu concluziile și propuneri de rigoare, iar Agenția MOL Țilva urmează să pună la dispoziție acestui grup de lucru la solicitare toate materialele necesare pentru executarea calitativă și în termen a sarcinii respective. Locul Ludmilei Dumitraș va fi ocupat de fostul director al Agenției Turismului, Nicolae Platon, care anterior a deținut și funcția de șef al fiscului, fiind promovat în funcție de PLDM.